Trebuie să știi că mă bucură prezența copiilor în preajma statuii lui Alexandrii. Aceștia sunt așa de mici că nu vor ține minte. Așa cum mă bucur că am văzut scriitori care au pus câte o floare la statuia lui Vasile Alexandrii din centrul Bacăului, un Vasile Alexandrii monumental, care, a cărui statuie seamănă cu al lui Eminescu, dar... Profesorul universitar Ioan Dănilă stă lângă mine, prieten de mulți ani și de suflet. Bine te-am găsit, bădiță. Pentru mulți ani. Și pentru mulți ani, așa vrem, sigur că da. Stăm la umbra, nu știu care, platanului. Platanului. Și cu gândul la ce a reușit Vasile Alexandrii, dar și ce ați reușit voi cu Alexandriada voastră? Da, este a doua ediție a reuniunilor culturale, Alexandriada. Foarte interesant este că inițial am numit-o Alexandriana, ca apoi să ne găsim în situația de a împărți dreptul de proprietate asupra... Trebuie să stau mai departe, că altfel te deformează imaginea. Ia stai la colț acolo lângă... Așa, prietene, de ea. Așa, așa. N-am auzit? Te aud? Sigur că da. Luăm de la capăt? Nu. Adică ce? Noi nu facem interviuri organizate, cine știe, cât cu limbaj de lemn. Comunicăm ca doi prieteni. Ziceam că a fost inițial Alexandriana. Și acum e Alexandriada. Da, pentru că la Chișinău este o manifestare care se cheamă tot așa, Alexandriana. Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău are tot așa o manifestare, Alexandriana. În 1990 am avut noi o manifestare la Bacău, tot Alexandriana. Așa că domnul Brăneanu, el este tatăl acestui termen, domnul Brăneanu a botezat-o Alexandriada. Mie mi-a convenit de minune, pentru că e vorba de un termen care ne duce către epopei, sigur, sigur. Apropo, aveți... Exact. Epopeea redobândirii casei Alexandrii. Care mai este? Că de ani de zile te zbați. Ar fi fost bine să fost doar epopee, dar este o odisee, din păcate, și încă nu este rezolvată. Suntem însă pe drumul cel bun, în sensul că de câteva luni Consiliul Județean Bacău a comunicat că își exercită dreptul de preemțiune privind cumpărarea casei Alexandrii. În clipa de față s-a instituit o comisie, se va lua legătura cu proprietarul, este contactat un expert specializat în monumente istorice, acela va veni și o va cântări, o va măsura. Cât este de posibil să se întâmple, domnule profesor Dănilă? Cred că noi am vrea ca anul acesta să avem un răspuns care să însemne punctul de plecare în restaurarea clădirii. În anul următor, să spunem că am prinde fondurile europene pentru a o restaura și cu ajutorul lui Dumnezeu în 2020, poftim, sau poate chiar în 2019, că nu e chiar așa o construcție complicată, să o putem avea ca punct muzeal. Mă întorc la întrebarea inițială. Da. Ce ați urmărit? Că ai fost alături de Dumitru Brăneanu. Da. Un scriitor și un prieten de mare nădejde. Ai fost alături la organizarea acestui simpozion, o întâlnire mai rară, că el depășește granițele unui simpozion, ce am văzut astăzi și ce urmează să se facă. Ce ați urmărit adunând atâția scriitori aici? Acesta a fost interesul nostru, să adunăm cât mai mulți scriitori, să așezăm o altă egidă decât cea obișnuită, deci nu conferință, nu simpozion, nu festival, ci i-am zis, aici sunt eu nașul, reuniuni culturale. Foarte bine găsiți, chiar așa s-a și desfășurat până acum. Așa a și fost.
Da. Și după tiparul primei ediții de anul trecut, o ediție test, care, spune lumea, a fost o reușită. Și de după tiparul acela, cu niște ajustări, cu acomodări la situația de astăzi, am organizat ediția a doua a Alexandriadei. Pe câți scriitori bazați astăzi, mâine? Mâine deja. Azi și mâine. Azi și mâine, ca număr, ne apropiem de 50. În piață au fost 28. Ah, i-a sumărat. Da, bineînțeles. Bun, la matematică. Aveți bun. Da. Bun. Da, mâine vor veni cei mai mulți, de fapt, pentru că mâine este ziua de vârf. Sâmbătă, vineri. Da, este vineri. Ziua de vârf, în sensul că dimineața este un colocviu dedicat dramaturgiei, după care va fi un simpozion, da, și în continuare o întâlnire cu elevii și cu profesorii Colegiului Național Vasile Alexandrii din Bacău. Ați fost și anul trecut și a fost și noi, da. Simțit foarte bine acolo. Sunt foarte primitori și sunt... Contează să se difuzeze cuvântul în mijlocul lor, cuvântul românesc și poezia lui Alexandrii. Alexandrii și Bacovea ar trebui să-i patronii Bacovului. Sunt. Mai mult Bacovea sau mai mult Alexandrii? E mai mult Bacovea. Mai mult Bacovea. Dacă întreb repede pe cineva, ce înseamnă repede Bacovea, spun, este da. Orașul lui Bacovea. Atât. Nu, Alexandrii e dus la Mircești. Da, așa e. Să le readucem. Deci îl ducem pe Alexandrii mai la țară undeva. Da. Vrem să le readucem la Bacău, fiindcă acesta este orașul lui natal. Și când s-a născut, da, domnule? Că unii zic 1818, 19, 21. Este clară situația, pentru că odată vorbim de un cercetător care se numește Gheorghe Ungureanu și care a fost multă vreme directorul arhivelor statului din Iași, care a publicat în anii 40, a publicat o lucrare, un articol, de fapt, în Cetatea Moldovei, legat de anul de naștere al lui Vasile Alexandrii. Trebuie să spună da, celor care ne urmăresc, că urmăresc acum în piața centrală a Bacăului, că te-am cotrobăit în geantă. Așa, ca să scoți cărțile care le-ai scris despre Vasile Alexandrii. Scoate-le matale. Am lansat astăzi, sper să găsesc. Da, am găsit. Păi, am lansat astăzi. Deci am umblat autorizat în geanta matale. Da. Casa din cuvinte. Casa din cuvinte. Frumos titlu, domnul. Da. De unde l-ai găsit așa? Din durerea nerezolvării acestui caz, care a rămas, din păcate, doar la nivelul vorbelor. Cuvintele înseamnă vorbe. Dincolo însă de cuvinte, sperăm să fie și o împlinire. E vorba de un documentar, de o antologie de interviuri cu oameni Eu de cultură. Am răsfoit cartea, am văzut despre ce e vorba. Da. E o inițiativă excepțională, pentru că înseamnă și popularizarea cuvântului și popularizarea lui Alexandrie, pentru că dacă ați vrea, domnule profesor, în câteva cuvinte, să spuneți importanța lui Alexandrie. Eu știu. Este uriașă. Asta este spun și eu. Este uriașă. Ar trebui în primul rând să spunem că este cel care a unit prima oară poporul român, în sensul că ora unirii, acel imn național, până devenit la urmă, imn național, imn național, sigur că da, ora unirii a devenit cel mai popular cântec. Interesant este că Alexandrie este uneori luat în răspăr că n-ar fi un poet grozav. E un mare poet. Și că poeziile lui sunt prea facile, că ar trebui să fie de fapt mai complicate. Nu nici vorbă. Ora unirii de atunci și până acum a devenit nu mai un imn național, ci un moment care la 24 ianuarie este și la Lugoj și la... Oriunde se vorbește limba română. Da, adică în lume, domnul profesor. Exact. Apoi Vasile Alexandrie este cel care a crezut cu toată ființa
în poporul român, a crezut în energia lui, a crezut în tradițiile lui, încât anul 2018 ne găsește și cu un eveniment special, e vorba de bicentenarul nașterii lui Vasile Alexandrie. Vom merge și la Cernăuțul unde Vasile Tărâța. Până la urmă, când e anul nașterii? Deci 1818. 1818. Data? Mitrică de 14 iunie. Iunie. 14. Ce reușit să mai faceți până în 14 iunie? Avem de gând până atunci să facem chiar pe 14 iunie. Aceasta deci este coperta. Aceasta este coperta 4 cu Casa Alexandrie. Când era mai ca lumea. Nu chiar. E fotografiată acum o săptămână. Acum o săptămână foarte am ținut să fie ziua de 18 mai 2018, pentru că e interesant, Alexandrie se cam joacă cu acel 1-8. Deci da, 1818, da. Apoi e vorba de chiar de George Bacovia, născut în 1881, un fel de 1818. Da, în invers, da. Dar revenind la Alexandrie, la ziua de naștere, deci 14 iunie, este atestată de o mitrică de naștere pe care a descoperit-o Gheorghe Ungureanu, de care vorbeam adineori, multă vreme directorul Arhivelor Naționale din Iași, directorul Arhivelor Naționale, și a descoperit mitrica de naștere a lui Vasile Alexandrie. Tatăl lui, vornicul Vasile Alexandrie, care la rândul lui a fost directorul Arhivelor Statului, deci un om care știa ce înseamnă documentul, a scris pe fiul nostru, s-a născut la 14 iunie 1818. Este un document al familiei. Deci, destui care nu vor sau nu știu, de fapt, că Alexandrie... Interesant este un aspect pe care foarte multă lume îl ignoră. Academia Română publică un portret al lui Vasile Alexandrie, l-am reprodus și noi aici pe pagina a patra, pe Vasile Alexandrie. Ăsta e cel mai cunoscut, da. Este cel mai cunoscut, dar este datat 14 iunie 1818, Academia Română, în cabinetul de stampe. Doi. Deci ei aveau informația. Absolut. Academia RSR, mă rog cum se numea, da. Atunci. Nu contează, contează că aveau document. Doi. Dicționarul General al Literaturii Române de la origine până la 1900, tot al Academiei Române, realizat de Institutul de Filologie Română de la Iași, precizează aceeași dată, sub semnătura lui Florin Pfeiffer. Mă întorc. Da. De ce este personalitate uriașă, Vasile Alexandrie? A trebuit să mai adaug o dimensiune. E dimensiunea literară. Literară în sensul că el stă la temelia literaturii române. Domnule, mai repetat o dată, că de acord cu ea. Da. Stă la temelia literaturii române. Categoric. Și nu numai în sensul de genuri literare. El a fundamentat comedia. Caragiale se revendică din Alexandrie. El însuși îl recunoaște. Absolut, e limpede. Eminescu se recunoaște din Alexandrie ca poet. Da, și publicat în stilul lui Alexandrie. Apoi, tot Alexandrie este cel care a inventat pastelul. Care a arătat un interes special pentru evenimentele românești. În sensul că dacă a fost războiul de independență, a produs volumul Ostașii noștri, așa, cu adevărate ode, cum ați spus mai înainte, în care glorifică numai eroismul. Spuneam despre vasluieni că ar trebui să-i facă statui la fiecare colț de stradă, așa, că vasluiul a ajuns cunoscut datorită de Alexandrie. Absolut. Plecat am nouă din Vaslui, sigur, și cu sergentul, sigur, deci, sau pe drum de Costiș și ce duce la Vaslui. Sigur, da, pe drumul de Costiș și ce duce la Bacău, acum au venit un număr de scriitori, ca să ne întoarcem la ziua de joi, vine și sâmbătă. Mâine, va fi la ora 14, nu, la ora 16 mâine, la ora 16, vom avea un spectacol de la Andrii Popa la Miorița. Așa e. Așa. Și apoi un alt spectacol de la ora 19
pe care îl susține Teatrul Bacovia de aici, cu piatra din casă. Am obținut, da, foarte cunoscut. Da? Și între acestea, deci între cele două spectacole de care spun, tot la Teatrul Bacovia, va fi festivitatea de acordare a premiilor. Domnule profesor, care opera Omnia, Alexandrie, poezie, dramaturgie. Am o întrebare al naibii de păcătoasă, dar absolut izvorând de realitate. Domnule, publicul, cât de cât populația, tineretul, cum pot fi atrași oamenii ăștia să vadă valorile naționale, domnule? Că noi am fost astăzi, am participat, ne-am prezentat, am făcut, dar din Bacău niciun picior de om. Da. Azi, de exemplu, am avut la universitate un simpozion. Da, dar ești profesor universitar, deci mai faci ceva acolo. Da. Și ieri am dialogat cu cei de la Liga Studențească, cu câțiva decani chiar. Este perioada examenului. Nu lasă niciun student, nu lasă exact, firesc. Da, dar populația Târgului, Bacău. Asta da. Probabil că ar trebui să fie făcută mai bună mediatizare, mai publicitate. Niciun afiș, nimic. Bună. Eu v-am sprijinit, da. Am avut câteva afișe, dar nu atât asta, cât într-adevăr ar trebui să fie niște mobilizații tinerii și există niște organisme ale tinerilor, niște asociații județene, cum este Liga Studențească de care vorbeam. Există o asociație județeană a tinerilor. Stimatul meu prieten, am o întrebare ponchișă puțin. Așa. Și anume, domnule, statul și-a luat mâinile de pe cultură. Mai sunt inimoși la Bacău, cum sunteți voi, cei trei mușchetari, cum v-am numit eu, adică Dănil, Galben și Cubrăneanu. Eu cred că sunt. Și în diverse alte localități, tot așa niște sufletiști. Da. E de ajuns, putem... Am să răspund cu o amintire foarte recentă. Astăzi o colegă, tânără colegă de la Universitatea Vasile Alexandrie, mi-a cerut să-i scriu două vorbe pe cartea lansată astăzi, așa, în cuvinte. Și am îndrăznit să spun că va prelua ștafeta până cel puțin în anul 2050. Dă Doamne. Adică cineva trebuie să țină această flacără aprinsă. Dar dă Doamne să fie. Să nu se stingă. Domnia ta la universitate poate mai cresc, că mai vin acolo poeți, că vorba lui Sadoveanu. Ies atâția poeți cât intră. Așa. Și atunci poate mai cresc că... Da, sigur, 52-54. Dar problema este că la universitate, la voi, tot așa intră atâția cât sunt poezi deja la data intrării universitate. Cum îi până la urmă cu recolta asta? Da. Nu, e un fenomen național, nu numai e. Da, nu firesc, sigur. Nu mai e la Bacău. Am să spun că acum două săptămâni am avut examen cu anul întâi și cei care sunt, mi s-a părut selectați. Adică... S-a dat în bază de examen? Nu. Nu, s-a întâmplat următorul fenomen. În fel de se aplică rețeta de la Junimea, intră cine vrea, rămâne cine poate. În sensul că inițial au fost cam 70 de candidați, de studenți înscriși, 70, iar la sfârșitul semestrului acestuia au rămas 38. Și ceilalți, pur și simplu, s-au selectat natural. Deci cine simte că nu poate duce, nu poate ține pasul și vede imediat sistemul de sistem, se retrage. Comentați, vă rog, următorul meu citat, ca să zic așa. M-am exprimat adesea despre asta. Vremurile care vin înseamnă robotizare, înseamnă mecanizare, înseamnă victoria calculatorului asupra sufletului. Totală, da, zic eu că ne salvează dragostea când este și nu mai ascultă de nimeni când un om e îndrăgostit și metafora. Dar metafora trebuie să o descoperi, trebuie să fie vehiculată. E adevărat. Metafora ar trebui să fie într-adevăr cultivată și cred că aici e o suferință pe care o fac acum publică. Bacalaureatul care este cum este,
Așa. Adică rău, da? Așa, ar trebui reorientat către, nu neapărat către cultivarea geniilor, că cei care sunt plecați spre scris merg de bunăvoie pe calea lor. Din păcate, sunt foarte, foarte puțin obrăză. Care gustă, care trebuie să guste literatura, trebuie odată inițiați în școală, liceul face foarte puțin, din ce în ce mai puțin face liceul. Și facultatea, adică universitățile? Deja îi preia cum sunt. Cu lipsuri? Și poate da. Și greu în 3 ani să recuperez ceva, dar repet, sunt foarte nemulțumit de liceul din România și de profesorii din România, pentru că sunt din ce în ce mai puțin exigenți, pentru că cedează la presiunea popularității, pentru că nu au tăria de a spune un adevăr și dau note cu nemiluita, note maxime cu nemiluita. Domnule profesor Ion Dănilă, în Bacău, mă tare cel drag, unde muncești, creiezi, visezi, mai ales visezi, ești un visător de mâna întâi. În revista Meridianul Cultural Românesc, eu te-am numit învățătorul nostru de limba română. Spune-mi, te rog, învățătorule, te-am luat pe nepregătite, dar spune-mi, te rog, ce trebuie făcut de toți cei care mai fac, să zicem, cum facem noi Meridianul, și am văzut mai sunt vreo câțiva, 3-4 cât sunt, dar puțin, și ce face statul e clar, ăla distruge, nu face. Da. V-am lăsat timp să vă gândiți la ce ar trebui făcut, domn profesor. Ce ar trebui făcut? Sunt multe de făcut. Și în primul rând la nivel foarte înalt. Adică în clipa de față un institut de lingvistică aproape amorțit. Ăla practic nu există. Nu se știe, există formal, care nu ia atitudine față de încălcarea normelor limbii române. Păcat că spun lucrul acesta tocmai pentru că sunt oarecum cunoscător, adică știu din interior fenomenul, dar am mai spus-o și am să spun de fiecare dată, poate că asta e rețeta, trebuie să repeți un lucru până când se rezolvă. Cred că domnule profesor, 30 de ani trebuie să-l repezi de aici acolo, poți? Da. Atenție, 30 de ani de aici acolo. Da. Altfel spus, ne angajăm să luptăm pentru limba română. Da, cum da, facem? Da. Avem, cum avem și facem? Avem nevoie de niște mituri de tipul care se numeau Alexandru Graur, Ion Coteanu, Iorgu Iordan, Alexandru Rossetti. Dacă uităm de Alexandri, care vorba aia, hai să dăm mână cu mână tot cu inima română. Cine nu știe din român? Sigur că da. Dar Alexandre este cel care a scris la vremea lui, a luat peste picior, așa cum a făcut în comedii și a criticat franțuzirea limbii. Da, cum? Dacă exista, ne trebuie azi. Importurile netrebuitoare în limba. Iar azi e jale-jale. Exact. Și mai rău. N-avem azi un Alexandre care să-și bate joc de anglicizarea limbii române. Corect. De invazia aceasta de anglicisme și care au devenit o modă, dar la nivelurile cele mai înalte și cu cea mai mare putere. Asta înseamnă alterare limbii și națiunii române, domnule profesor. Da, cred că ar trebui odată să spunem până când vom fi auziți. Atenție că v-am trasat sarcină 30 de ani de acum încolo. Așa, da. Și adică trebuie să fim vocali, să spunem ce este de făcut și să nu considerăm că ceea ce este acum e un dat și că nu avem decât să încurcășim. Alexandrie e cu noi în bătălia asta? Este. Cum? Este. Repet, are odată pentru că poeziile lui și comediile lui se cunosc cât de cât, da? Sigur că da, și chiar ar trebui mai cunoscute, făcute mai cunoscute. Așa. Și nu e mare lucru. Și apoi pentru că el însuși a dat o definiție limbii române extraordinare. Este testimoniul, este averea noastră și testimoniul pe care l-au lăsat generațiile de până acum
pentru generațiile care vor veni de acum înainte. Deci noi suntem cumva între generația lui, generația care va veni, cred că era, noi suntem cei care am venit visați de Alexandrie. Așa, dar între acestea ar trebui să facem ceva încât să-i dăm dreptate lui Alexandrie și să trecem dincolo de... Vorba lui Ion Hilea de Râdulescu, face și nu stricați. Treci la treabă, domn profesor, și eu, și Matale, și cât mai putem. Nu ne lăsăm. Să trăim.